Cum îți spuneam, îți mulțumesc și mă bucur că ai acceptat invitația mea. Mi-a plăcut foarte mult sugestia ta de pe LinkedIn, așa că azi ne propunem să vorbim puțin despre stoicism, despre cărți și viață în general, așa. Nu știu, dacă în urmă cu 2300 de ani, aproximativ înaintea erei noastre, Socrate și-a pus o întrebare care a avut repercusiuni până în zilele noastre, el se întreba ce este omul și mai ales ce poate deveni el. La fel ne întrebăm și noi astăzi și vom încerca să facem lumină în unele zone ale existenței noastre, așa? Începem cu cei trei piloni ai stoicismului, care sunt virtutea, toleranța și autocontrolul. Și te-aș întreba cum pot fi ei clădiți într-o lume în care predomină mai mult haosul și dezordinea? Da, sunt 300 de ani înainte de Hristos, înaintea noastră, și 2300 de ani față de timpul în care noi vorbim. Și este incredibil că după două milenii și jumătate aproape există o actualitate a acestui mesaj. Noi purtăm această conversație înainte de sărbătorile pascale, pe care majoritatea dintre români le marchează în continuare în viața lor personală. Și există o intersecție undeva între creștinism și stoicism. Lucrul acesta nu este o noutate pentru cei care studiază istoria ideilor și istoria filozofiei. Dar e foarte, foarte semnificativ faptul că într-o atmosferă de consumerism deșanțat, pe care o poți găsi foarte ușor, foarte lesne, și în România, pe litoral, și, bineînțeles, la Monaco, și în Miami, fără discuție, dacă mergi pe faleza din Miami, vei vedea chiar desfrâul în plină acțiune, în condițiile în care unii interpretează libertatea ca fiind un exercițiu bezmetic al lipsei de discernământ și deci al iresponsabilității, foarte mulți directori de întreprinderi, directori de companii, oameni care nu neapărat au o neliniște metafizică, dar au nevoie să își pună viața în ordine, redescoperă înțelepciunea stoicilor. Acum trebuie să spunem că cel mai popular stoic astăzi, ca să nu fie o ceață când vorbim despre stoicism, este Marcus Aurelius, care culmea a fost și împărat. Deci n-a fost doar un stoic Împărat filozof, roman. a fost un împărat roman, așa cum ne spune și numele, și a trăit la câteva secole, 160 de ani după Hristos, și a avut o activitate de moderare, să spunem, a exceselor pe care alți împărați, precum Nero, să spunem, le-au manifestat. Deci revenind, stoicismul este astăzi un antidot la excesul de consumerism, excesul de libertate, ca să zic așa, pe care oamenii cred că au răstălmăcit-o sau au interpretat-o greșit ca fiind, repet, o beție a simțurilor în detrimentul unei vieți ordonate. E bine, pentru că un om de succes are nevoie de structură, de ordine în viața lui. Stoicii au fost, se pare, mă gândesc acum la Seneca, mă gândesc la Marcus Aurelius, mă gândesc, de ce nu, la fragmentele stoicilor pe care le putem găsi în Diogene, la Aerțios, de pildă. Este o sursă foarte importantă. Uite, am să-ți arăt și cartea, pentru că nu a mai fost de mult timp tipărită la noi. A apărut o ediție în 97 la Polirom. Deși se vede în oglindă, poți să citești aici despre viețile și doctrinele filozofilor. E o carte extraordinară tradusă din limba greacă, pe care pe vremuri oamenii se străduiau să o învețe chiar la școală. Spuneam că stoicii, într-adevăr, sunt relevanți și pentru că, așa cum spuneai, insistă asupra cunoașterii propriilor tale limite. Nu există libertate fără asumarea limitei. Până unde mă duc? Cum ajung eu să exercit libertatea fără ca ea să mă distrugă pe mine? Fără ca ea să atenteze la rădăcinile ființei mele? De pildă, drogurile, da? Eu le pot consuma. Dar nu tot ceea ce este la liber, ca să zic așa, trebuie neapărat să reprezinte pentru mine o soluție sau o opțiune de viață. Pentru că există opțiuni destructive, există lucruri care sunt vătămătoare, intrinsec vătămătoare. Adică nu e de negociat lucrul ăsta. E un fapt, e o chestiune știută că atunci când niște stimuli chimici atacă creierul, se lovește în esența ființei tale, a voinței, de pildă, voința fiind esența naturii umane. Și atunci stoicii vin ca un corectiv, ca un soi de avertisment într-o lume postmodernă în care credința în Dumnezeu nu mai e la modă,
sau oricum nu mai e o certitudine existența lui Dumnezeu, măcar încercăm să recuperăm categoria binelui, știi? Dacă nu avem certitudinea existenței unului transcendent, măcar să stăm ancorați ferm într-un soi de bine tangibil, practic. Și o viață ordonată este o viață bună. O viață dezordonată este o viață care îți provoacă imense probleme. Și suferință. Și au făcut ca... te rog. Și suferință în final. Suferință pentru tine și pentru ceilalți. Hai să luăm un exemplu. Te trezești dimineața și nu știi unde ți-ai pus hainele. Nu mai știi exact, fie că ești dezordonat din fire, fie că azi noapte ai fost beat și ai uitat să-ți pui lucrurile la locul lor. Efectiv, dimineața, tu te trezești și nu știi de unde să-ți iei maieu, chiloții, nu știi de unde să-ți iei cămașa. Deci este dezordine în viața ta. Ce se întâmplă? În primele 10 minute ești frustrat, da? Cauți în stânga, în dreapta, bă, dar unde mi l-am pus? Stai puțin, unde-s pantofii, unde? Și se creează în mintea ta o toxicitate. Se creează o stare de negativitate care evident se revarsă. Dacă ești partener de viață cu cineva, dacă ai o soție, dacă ai un iubit, evident că vei aluneca cu o vorbă nepotrivită și către acești nefericiți martori ai dezordinii tale. Ulterior la muncă, dacă după aia să mergi iei la mașina, muncă. Iei mașina și în trafic, pentru că ai început prost ziua, claxonezi, te reverși cu frustrarea ta asupra participanților la trafic. După aia ajungi la muncă și ai o zi proastă. După aia mergi pe Facebook și faci o postare negativă de hater absolut al nu știu cărui fost coleg de clasă. Sau comentezi cuiva într-un mod... Absolut. Într-un mod negativ. Postezi un conținut original sau faci un coment nasol negativ la adresa cuiva. Te întorci acasă și zici ce zi proastă am avut. Ce faci? Deschizi o sticlă de vin sau o sticlă de bere ieftină sau poate chiar o sticlă de vodcă și bei mai mult decât s-ar cuveni la ora 5, la ora 6. Pe la jumătatea serii, pe la 9 seara, ești un pic groghi. Iei din nou telefonul și dai un mesaj de furie sau de supărare cuiva care ți-a fost drag, care ți-a fost prieten. Și nu știi de ce relațiile tale încep să se destructureze. Iubita te vede odată așa, mâine așa și spune într-o zi, fără să te avertizeze, știi ceva? Eu te părăsesc. Nu ești bărbatul pe care l-am dorit. Deci viața dezordonată, în cel mai literal sens, are consecințe dramatice asupra bunăstării tale lăuntrice sufletești. Iar stoicismul are într-adevăr principiul raționalității în prim plan, să trăiești viața în acord cu logosul, adică cu enunțul primordial despre sensul vieții. Noi toți avem niște credințe despre ce este sensul vieții. Toți credem de pildă în ceva când spunem că viața e așa și nu altfel. Viața e despre, nu știu, vin unii și spun, viața e despre experiență, viața e despre succes, viața e despre ieșirea din zona de confort. Fiecare are câte un crez, fiecare are câte un principiu de viață, adică câte un logos. Stoicii spun că trebuie să trăiești în acord cu acest logos, dacă acest logos nu este unul subiectiv, ci este unul universal. E vorba de acea misiune, practic. Există un principiu ordonator al lumii, care poate fi citit, da, și ca un element care îți dictează misiunea ta în viață. Și acest principiu ordonator înseamnă că tu trebuie să fii într-un raport de ascultare față de el. Logosul, nu vreau să fac teologie aici, da? Logosul nu este neapărat o persoană, cum se întâmplă în creștinism. În stoicism, logosul este un enunț, repet, filozofic despre sensul vieții. Apoi, toleranța față de ceilalți, adică îngăduința față de ceilalți, derivă din cunoașterea propriilor tale limite. Pentru că tu ai eșuat, pentru că tu știi că poți să fii un infern pentru ceilalți, pentru că tu știi că poți să fii un infern pentru tine însuți. Pentru că tu îți lupți în fiecare zi, lupți în fiecare zi cu proprii tăi demoni, atunci constați că și ceilalți poate să aibă derapaje. Deci îi judeci cu mai puțin asprime. Deci controlezi cumva tonul vocii și ai grijă să practici compasiunea față de cei care au greșit. Și nu în ultimul rând, da, e vorba de ceea ce aș numi eu un soi de autocontrol al emoțiilor, fără de care ne comportăm ca niște copii mici.
Dacă tu nu știi să-ți controlezi emoțiile, dacă mânia pune ușor stăpânire pe tine, dacă ești totdeauna într-o predispoziție de asta furioasă, către revoltă, către resentiment, să știi că nu exclud că la un moment dat să ajungi într-o zonă foarte întunecată a vieții. S-a întâmplat asta de pildă cu Vladimir Ilich Lenin. Se întâmplă să fiu un pasionat al marilor cărți și citesc biografii despre oameni care au impactat istoria și recent citeam istoria lui Vladimir Ilich Lenin scrisă de Stefan Courtois, între alții, au scris mai mulți și Victor Sebastian a scris o carte și Robert Service a scris o carte și foarte interesant că la 16 ani, un tip care era foarte inteligent, da? El se numea Volodia sau Vladimir Ulyanov, care era fiul unei doamne foarte, foarte cum se cade, mama lui fiind o femeie de altfel și credincioasă, și fiul de asemenea al unui foarte respectat inspector școlar, adică preocuparea tatălui era să își educe copilul în marea tradiție clasică, să-l facă să citească Herodot, Tucidide și Cicero în, atenție, latină și greacă, și respectiv greacă. Iar la 16 ani, după ce tatăl moare și după ce el nu mai se bucură de o tutelă, de respectul și autoritatea unui tată, devine extrem de irascibil, rebel și intră într-un cerc de tineri revoluționari care au ca plan principal în minte lichidarea regimului țarist și uciderea țarului. Se întâmpla să fie, cred că nu greșesc, țarul Alexandru al III-lea. Și la un moment dat, fratele lui, care se numea, culmea, și el se numea Sasha Alexandru, fratele lui Vladimir Ilich Lenin, pentru că studiază chimia și e foarte priceput la această materie și știe să producă, să creeze explozibili, face parte din această brigadă de revoluționari care plănuiesc efectiv uciderea țarului. Înainte, trebuie să adăugăm, în Rusia mai muriseră diferiți reprezentanți ai puterii statale, inclusiv un alt membru al familiei Romanovilor. Ăsta este prins, fratele lui Lenin, executat, cred că a fost pânzurat, da? Condamnat la moarte pentru încercarea de ucidere a țarului și în clipa aceea Lenin se radicalizează. Ateu fiind, neavând foarte mult respect pentru morala creștină, care îți spune să nu ucizi, se pune la punct cu ideologia marxistă, capătă reflexe de brigand care nu mai ține cont de proprietatea privată, ci fură de oriunde poate să o facă și încet, încet pune la cale doborârea regimului țarist care se și produce în anul 1917. Am dat un exemplu de om care, pentru că nu și-a stăpânit emoțiile, a ajuns să fie șeful unei mișcări revoluționare care ulterior a ucis câteva milioane de oameni, câteva zeci de milioane de oameni, mă refer la mișcarea bolșevică. Ei, nu poți să te joci cu stările de furie, căci dacă ele pun control asupra minții tale, atunci tu cauți o ideologie care să justifice starea de furie. Atunci tu nu mai ai o filozofie, nu? Ci emoția te stăpânește, emoția negativă te stăpânește și pentru că ea te stăpânește, ai nevoie de o justificare teoretică. Și atunci inventezi lupta de clasă, inventezi lupta pentru abolirea inegalității și așa mai departe. Am dat un răspuns cam lung. Da. E de preferat să fii puțin mai concis pentru a ne încadra în timp. Da, unul dintre principiile de bază ale psihologiei moderne și a mișcării de self-help sau de dezvoltare personală, cum este la mod acum, are de fapt rădăcini în stoicism. Foarte puțină lume știe asta de fapt. El se referă la faptul că nu avem întotdeauna control asupra ceea ce ni se întâmplă, dar depinde de noi cum reacționăm la aceste lucruri, cum le abordăm. Suferința nu vine neapărat de la evenimentele din viața noastră, ci de la modul în care le judecăm. Deci din percepție mai degrabă. Și te întreb, de ce crezi că oamenii realizează uneori prea târziu că stă în puterea lor să schimbe lucrurile? Stă și nu stă. Stoicismul spune că nu stă totul în puterea ta. Stoicismul spune că înțelepciunea apare atunci când înțelegi ce poți să schimbi și ce nu poți să schimbi. Uh-huh. Am dat un răspuns scurt.
Da, dar de ce crezi că realizează prea târziu, nu știu, acest lucru pe care l-ai spus tu? De ce nu reușești să facă diferența între cele două? Adică între lucrurile care, pe care le pot schimba și între lucrurile care, nu știu, sunt imuabile de la natură? Pentru că atunci când ai 16 ani, este extrem de ușor și uneori impertinent să ceri celor din jurul tău să se schimbe. De pildă, descoperi că există o problemă, da? Problema încălzirii globale sau altă problemă, nu știu, problema, nu știu, poluării, da? Indiscutabil, acestea reprezintă probleme, fără discuții. Dar ca să devii cunoscut, să ai parte de notorietate, să te bucuri de aplauzele unui public mai mult sau mai puțin ignorant, tu începi să creezi o mișcare ideologică și să spui trebuie să oprim consumul de carbon, trebuie să avem grijă să salvăm planeta. Tu nu ești sigur că poți, prin discurs, să salvezi planeta. Dar neîncetat vorbești despre acțiuni care vizează exteriorul tău. Da? Ce trebuie să facă șefii de fabrici, ce trebuie să facă șefii de stat, ce trebuie să facă politicienii. Nu ce trebuie să faci tu. Și atunci, tu m-ai întrebat de ce târziu descoperim că e mai important să te schimbi pe tine decât să-i schimbi pe ceilalți. Pentru că după 20 de ani de luptă și activitate în slujba unei cauze ideologice de acest fel, care presupune de cele mai multe ori bătălii economice, raporturi de putere între posesorii de capital și, mă rog, activiștii ecologici și așa mai departe, sau ecologiști, după 20 de ani, când vezi că, de fapt, viața ta a cam trecut și te apropii de 40 de ani și ești nefericit și n-ai copii și ești fără familie și n-ai bucurii și îți lipsesc lucrurile acestea elementare din viață, atunci zici, stai puțin, că eu am fost, de fapt, cuprins de un zel, de o pasiune, da? Ideologică, care mie personal, de fapt, în afară de puțină notorietate, nu mi-a adus mare bucurie. Și atunci te întorci către tine însuți, da? Și ca vechii stoici, începi să spui, hai să vedem ce pot eu să fac ca mâine să devin fericit. Ca mâine să devin fericit. Și încep de pildă să faci lucruri extrem de simple în viața ta. Nu știu, plantezi câteva flori în fața casei. Sau ai grijă să cureți după tine întotdeauna cu mai mare atenție decât ai făcut-o până acum. Sau îți iei răgazul să citești în fiecare dimineață 30 de pagini. Sau asculți o muzică clasică în mod constant. Aceste obiceiuri mici, făcute în schimb repetat, adică asumate repetat, zilnic, ele caută, ele ajung să producă în tine un ecou și te șlefuiesc așa încât la un moment dat o să spui că s-a produs schimbarea de subiect, s-a produs o transformare. Ești mai bun, ești în orice caz mai liniștit. Și această liniște pe care o dobândești potolește furia de care vorbeam înainte și reușește să îți redea starea de bine, acordul acesta cu virtutea. Apropo de liniștea de care vorbeai, Marcus Aurelius, împăratul roman de care vorbeam și ceva mai devreme, spunea că îți vei oferi această liniște dacă îți vei îndeplini fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta. Nu știu, eliberați de orice tulburare emoțională care te abate de la deciziile rațiunii, de orice ipocrizie, egoism și nemulțumire așa împotriva destinului. Cum poți să dobândești această liniște când frica de incertitudine e o constantă în viața fiecăruia dintre noi? Frica, aș spune că este un instrument de propagandă zilele noastre. Noi trebuie să-i facem pe oameni să se teamă la fiecare minut că pot să moară. Ca și când moartea nu este un dat. Ca și când moartea este o invenție recentă. Și atunci putem să isterizăm oamenii ca să îi controlăm mai bine. Eu cred că răspunsul la întrebarea ta e unul întotdeauna personal. Cum își găsește omul liniștea în fața morții? Asta e întrebarea. Probabil constatând că și alții au trecut prin aceeași experiență. E ușor liniștitor să te gândești că poate un șofer de autobuz, ca și un filozof, un, eu știu, grădinar, ca și o mare vedetă de cinema, la un moment dat, au trecut cu toții prin această experiență. Deci nu e ceva neobișnuit pentru tine, oricine ai fi tu,
să întâlnești moartea. Deci primul lucru este să te gândești că și alții au trecut prin această experiență. Al doilea lucru, și aici depinde de filozofia fiecăruia, cred că ține de moștenirea pe care o lași. Există o consolare pentru omul care a lăsat în urma sa o moștenire, care a avut grijă să nască și să crească niște copii, care a avut grijă să lase poate o carte sau o companie sau altceva, dar să lase o amprentă, o amprentă asupra lumii. Să lase o amprentă, cum bine spui, asupra nu doar a lumii, ci asupra unor oameni dragi lui. E foarte important ca transferul ăsta să fie personal, adică tu lași moștenire cuiva, nu în abstract, nu umanității, ci lui Gheorghe, lui Ion. Și această bucurie de a da mai departe e bucuria dăruirii. Chiar dacă tu mori, tu dăruiești mai departe. Prin faptul că mori, dăm un exemplu concret. Tu poți să lași moștenire o casă. Să știi că poți să te bucuri când ai casa ta cuiva. Nu e... Oricum tu nu te duci cu ea în mormânt, da? Și o bucurie că tu ai creat un univers, un micro-univers acesta al casei pe care ai construit-o și o lași moștenire cuiva. Tristețea e că în zilele noastre nu se mai pune accentul pe asta, pe moștenire. Ba mai mult, nu știu dacă știi, sunt politici statale care taxează moștenirea până la 60%. A existat un, nu fac politică acum când facem interviurile astea, dar a existat un candidat socialist în America care a propus, nu foarte târziu, ca să zic așa, în istoria recentă, a propus să taxăm cu 60% orice moștenire. Adică statul să ia din moștenirea respectivă. Mă tem încă de un lucru, că oamenii astăzi, când mor, nu au nici consolarea pe care o aveau stoicii creștini, că există ceva dincolo. Nu putem defini acest ceva. Dar că dincolo de moarte pot să existe stări de ordin spiritual, e o convingere foarte veche, nu numai a noastră, ci cam a tuturor civilizațiilor. Disputa între religii și teologii este o dispută cu privire la caracterul specific al acelui ceva. Dar faptul că există ceva dincolo, o spuneau și orficii, și pitagoreicii, și platonicienii, o spuneau și filozofii indieni, o spun și creștinii. Acum, discuția este cum arată acel dincolo sau cum ajungem la acel dincolo. Dar nu e mai puțin adevărat că în fața morții e o consolare să știi că nu totul se termină în ultima clipă a respirației tale. Îți propun să vorbim acum despre curaj. Seneca, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori stoici, l-ai pomenit și tu mai devreme, spunea că și să trăiești necesită curaj câteodată. Cum îți poți cultiva acest curaj de, până la urmă, de a fi vulnerabil? Da, curajul, să știți că nu este absența fricii, ci depășirea ei. Oamenii cred, ăsta e curajos, așa s-a născut el mai curajos. Nu. Omul care este curajos și-a depășit curajul prin multiple încercări. La limita, nu? La limita, de ce nu, accidentului sau... omul iresponsabil, omul care nu e conștient de pericol, ăla nu e neapărat un curajos, e doar un inconștient. Omul curajos este întotdeauna conștient că el poate plăti cu cel mai scump preț, prețul vieții, un act. Și cred că pentru o generație care s-a născut după Revoluție, cum este generația care te urmărește și pe tine, de altfel, e important să se gândească pentru această generație la momentele din istorie în care unii oameni au avut chiar curajul să coboare în stradă, să spună jos comunismul la Timișoara în 89. Oamenii nu sunt niște ficțiuni. Așa cum există astăzi un Vlad Gafencu, a existat un Ion Popescu care a coborât în stradă când Ceaușescu a trimis tancurile. El a coborât în stradă și a spus jos Ceaușescu sau jos comunismul. Actul ăsta de curaj se dobândește, repet, și prin contemplarea altora. Noi suntem ființe mimetice, ca oameni, suntem ființe care învață din imitație și uneori trebuie să facem un efort să descoperim aceste modele pentru că ele nu ne sunt puse în prim plan. Astăzi nu aș spune că oamenii curajoși sunt aplaudați, de pildă. Hai să ne gândim, de pildă, la veteranii de război. Mai sunt 2300 de veterani în România. Oameni care au riscat să moară pentru a lupta în numele României pe diferite fronturi.
puțin îi mai respectă, puțin mai vorbesc despre acești veterani. Dar, în schimb, vedetele care se dezbracă, care își arată fundul și mai știu eu ce alte părți veterani ale... Veterani sau dizidenți? Dizidenții, veteranii. Apropo de numele meu, Valeriu Gafencu este unul dintre ei. Valeriu Gafencu este un personaj exemplar. Constantin Brâncoveanu este un personaj exemplar. Ștefan cel Mare a fost foarte curajos în bătăliile pe care le-a dat. Pur și simplu studiul istoriei mi se pare că e un antidot la această epidemie de lașitate, confort toxic și autosuficiență a lumii noastre. Da, și superficialitate până la urmă, dacă stăm să ne gândim. Îți propun să discutăm acum despre cel mai dificil imperiu care poate fi cucerit, și anume cel interior. Tot Seneca spunea că cel mai mare imperiu pe care poți să-l stăpânești ești chiar tu însuți. Prin ce provocări și etape inițiatice ar trebui să treacă cineva care vrea să cucerească acest imperiu? Păi hai să luăm cazul tinereții, dacă tot vorbim onest, da? Există un impuls, Seneca mai are o observație foarte interesantă despre bărbații care îmbătrânesc prost prin apucături de cârlan aflat în focuri. El observă că sunt unii bărbați care la 70 de ani, mă rog, traduc acum, da? Dintr-o scrisoare a lui Seneca, își coafează părul, își schimbă, dacă vrei, look-ul, își fac un facelift, își injectează botox în buze. Existau și atunci oameni de acest fel care nu erau confortabili cu experiența îmbătrânirii, de pildă, care nu erau confortabili cu însăși devenirea lor în timp și spațiu. De ce nu erau confortabili? Pentru că ei trăiau doar din exterioritate. Pentru că în interior, apropo, nu era un imperiu, nu era nici măcar o insulă unde să se refugieze. Sunt oamenii aceștia care cad în depresie pentru că nu-i mai chem la televizor, nu-i mai chem la interviuri și podcasturi. Și dacă 3 zile nu sună telefonul, efectiv se urcă pe pereți, cad în depresie. De ce? Pentru că le lipsește acea insulă a interiorității. Da? Poți să-ți faci o listă și tu ca să ajuți oamenii. Uite, vine Paștele și vrei să faci fapte bune. Uite, să sun și eu niște oameni care sunt depresivi pentru că nu mai sunt invitați la emisiuni. Revenim puțin. Imperiul acesta de care vorbește Seneca se cucerește prin, în primul rând, identificarea instinctelor iraționale care pot adesea să te ridiculizeze, să te prăbușească. Să te domine până la urmă. Să te domine. Iar în tinerețe, hai să nu fim foarte ipocriți. Uite, un stoic despre care merită vorbit a fost Augustin din Hipona, înainte de a deveni episcop sau mai știu eu ce. El a trecut prin multe școli de filozofie, inclusiv prin școala scepticismului, a stoicismului, a neoplatonismului, a gnosticismului, dar el la un moment dat observă că trupul lui este un cazan care fierbe de pofte. Da? Trupul unui tânăr poate să fie un cazan care fierbe de pofte. Când ești conștient de această dimensiune a naturii umane, începi să cazi pe gânduri și spui, ok, hai să vedem cum operăm cu aceste instincte. Mă las dominat de ele sau le stăpânesc eu? Și atunci îți trebuie o strategie de viață. La întrebarea ta, cum devin împărat peste inima mea, răspunsul este simplu, devenind tu însuți un strateg. Pentru că, vezi, împărații erau pe vremuri și foarte buni generali, adică strategi. Un strateg care folosește ce tactici? Înainte de a folosi tactici, strategul planifică pe termen mediu și lung. Dacă ai o strategie de luptă, apoi aplici și tactici. Da, tacticile exact. Se aplică pe termen scurt. Hai să definim diferența între strategie și tactic. Să presupunem că sexualitatea nu e cu totul nevinovată. Hai să zicem ca ipoteză de lucru că sexualitatea are o ambiguitate. Suntem de acord cu premisa asta? Da. Mai avem un minut să vorbim despre asta? Are o doză de necunoscut. Da. Nu, de ambiguitate. O să explic imediat ce înseamnă ambiguitatea. Sexualitatea este ambiguă prin aceea că tu
poți să faci la un moment dat sex cu o persoană pe care nu o iubești. Ea, acea acțiune îți produce plăcere, dar ea nu îți creează bucurie. Asta e ambiguitatea plăcerii sexuale. Ea, deși te satisface pe moment, ea poate să-ți provoace melancolii după. Și să spui, mai, femeia aia sau bărbatul acela cu care eu m-am încurcat nu era persoana pe care o iubeam. Această ambiguitate a sexualității trebuie să te pună pe gânduri. Sexualitatea nu e un lucru lipsit de, repet, ascunzișuri, lipsit de întunecim. Există o latură întunecată a sexualității. Pentru că la un moment dat, dacă tu persiști în acțiunea aceasta de exploatarea simțurilor în absența responsabilității, în absența decenței, în absența, nu știu, unei minime comunicări cu persoana pe care tu o întâlnești în planul acesta al intimității, tu ajungi la promiscuitate. Ori, astăzi, dacă stoicii ar trăi printre noi, ei ar observa că tinerele și tinerii sunt invitați la un stil de viață, mă refer la social media, mă refer la, nu știu, postările de pe Instagram, mă refer la site-urile de toate culorile, Tinder și așa mai departe. De pe internet, exact. Cred că foarte mulți sunt invitați astăzi, tineri, la o experiență, cum se numește, nu? One night stand. Da? O experiență fugară și frugală, dar nu neapărat frugală, cât mai ales fugară, a unei sexualități furtive pe care tu o iei de la celălalt, o furi de la celălalt și că ai plecat cu ea, ai plecat cu experiența și nu-i mai dai niciun semn de viață, la capătul căreia, mă refer la capătul aventurii acestea, la capătul căreia tu descoperi, de fapt, un gol imens, lăuntric. Descoperi că, de fapt, tu nu ai o bucurie sufletească, ci ai doar plăceri peste plăceri care se contrazic între ele, care intră în dispută, care se revendică ca fiind una mai valoroasă decât cealaltă. Numărul de persoane cu care tu poți să ai aceste aventuri e virtualmente infinit. Dar dacă tu nu ai practicat statornicia, pe care stoicii de altfel o recomandă, temperanța, înțelepciunea, dialogul cu celălalt din fața ta, s-ar putea ca la final să ai numai și numai regrete. Deci, împăratul sau stăpânul sau regele propriei sale interiorități este cel capabil să stăpânească într-o anumită măsură, nu știu dacă poți să stăpânești toate aceste porniri, dar măcar într-o anumită măsură aceste instincte și dacă încet, încet exercițiul acesta te duce la o cunoaștere de sine mai profundă, eu zic că deja te poți numi, dacă nu împărat, măcar, nu știu, capitan în regatul tău. Foarte fain. Mihail, urmează acum o serie de întrebări scurte la care te rog să răspunzi într-o frază. De unde izvorăște suferința și cum o putem înfrunta cu stoicism? Suferința, de cele mai multe ori, izvorăște din iluzie și din așteptări nerezonabile. O putem confrunta prin acceptarea faptului că viața însăși presupune durerea. Care e cel mai bun antidot pentru aversiunea noastră la pierdere? Nu resemnarea, ci acceptarea. Faptul că stoicii spun că să acceptăm pe toate cu bucurie și să folosim rațiunea universală, supunându-ne astfel destinului, faptul acesta în ce fel afectează liberul arbitru? Libertatea nu înseamnă doar să alegi, ci să alegi bine. Mhm. Ce crezi că le-ar spune Dumnezeu celor care se îndepărtează voit sau nevoit de El? Cum i-ar aborda? Cu tandrețe și cu regrete. Dumnezeu le-ar spune, păcat că ați irosit o viață care putea fi o imensă sursă de împlinire și fericire. Mm-hmm. Cum poți să dezvolți o relație sănătoasă cu ego-ul tău și să fii capabil să-i limitezi influența? Depășind ego-ul și descoperind persoana. Uh-huh. Spuneam că o să vorbim și despre cărți, mai exact despre Clubul Marilor Cărți, al cărui fondator ești.
Spune-ne mai multe despre acest club, ce beneficii și cum poate ajuta concret pe cineva pentru a dobândi o înțelegere mai bună a lumii și ajunge să se cunoască mai bine pe sine. Până la urmă, principiile despre care am vorbit până acum, practic. Vezi, Vlad, noi am purtat o discuție de aproximativ 40 de minute în care la un moment dat m-am luat prins de val, valul acesta al istorisirii unor povești adevărate din istoria, din istoria noastră recentă, din istoria comunismului, mai precis, sovietic. Binevenite, de altfel. Și mă gândeam la faptul că dacă pe TikTok sau, mai știu eu, pe alte aplicații și pe alte platforme și în alte contexte, atenția omului este extrem de redusă, noi avem șansa, cel puțin pe canalul meu de YouTube, și invit pe toți cei care ne urmăresc să se aboneze la canalul tău mai întâi și apoi la canalul meu. Pe canalul meu de YouTube am surprize extraordinare, cum ar fi faptul că la un interviu, de pildă, cu Dan Dungaci, oamenii s-au uitat în medie 20 de minute. Nu știu dacă ți se pare mult sau puțin, dar ce înțeleg eu este că e o rată foarte, foarte ridicată de atenție față de alte medii sau față de alte canale. Deci, slavă Domnului, mai există pe YouTube oameni care caută lucruri profunde, lucruri adânci. Eu am avut plăcerea, de pildă, să lansez acest proiect, Clubul Marilor Cărți, tocmai pentru că m-am gândit că după ce oamenii stau și ascultă un podcast inteligent, ei vor să facă ceva mai mult, mai intens. Și nimic nu se compară cu experiența lecturii unei cărți, da? Și dacă ea face parte din canonul Marilor Cărți, cu atât mai mult. De pildă, hai să ne gândim la cele spuse astăzi. Stoicismul este o filozofie generoasă, dar dacă ea se rezumă la niște enunțuri abstracte, ca să o pui în aplicare, ai nevoie de vieți concrete. Să citești niște vieți de oameni. Uite, doi stoici, ca să spun așa, Dinu și Neli Pilat, au trăit o viață cumpătată, o viață frumoasă, chiar dacă el a fost condamnat la închisoare, o viață presărată de momente de lirism și de poezie, unde regăsim crâmpeie din cea mai adâncă, să spunem așa, muzică a sferelor, îmi vine să spun. Ei și-au scris scrisori de dragoste timp de câțiva ani și cu aceste scrisori au reușit să străbată toate dificultățile vieții. Dacă n-ai citit în viața ta niște scrisori de dragoste, nu vei avea înțelegere asupra înălțimii pe care o relație o poate atinge, o poate câștiga ca detentă intelectuală sau spirituală. Cărțile, marile cărți, deci, sunt o invitație pentru noi toți la reconsiderarea idealului, la regândirea raportului nostru cu excelența. Pentru că noi suntem contemporani cu, nu știu, mama, tata, frații, colegii de facultate, două, trei persoane din jurul nostru, poate mai multe și atât. Dar, de fapt, printr-o carte tu poți să fii mâine, chiar astăzi, contemporan, cu cel mai important dramaturg al Rusiei, da? Cehov. E atât de simplu. Deschizi o carte și în două minute ești contemporan cu Cehov. Ce fabuloasă, de pildă, este scrisoarea lui Cehov către fratele lui, apropo de relații de familie. Dacă fac ceva la Clubul Marilor Cărți în fiecare zi, și mărturisesc că nu fac singur asta, ci cu ajutorul unei echipe, dragă Vlad, este să readuc în actualitate, dacă vrei, înțelepciunea clasicilor și acest mesaj că tu ești contemporan nu cu cei cu care istoric, biologic și strict accidental te nimerești să fii în același loc, în același timp și în același spațiu. Nu, ești contemporan cu cei pe care îi alegi ca partener de conversație în mintea ta. Mm-hmm. Și poți seara să te gândești la ce a spus Platon, sau la ce a zis Aristotel, sau la ce a spus Apostolul Pavel, sau la ce a trăit, nu știu, Iuda în clipa în care l-a trădat pe Hristos, sau te poți gândi la ce a simțit Hristos pe cruce. E alegerea ta ce faci seara. Dar dacă tu accepți conversația cu Marile Cărți, cu siguranță vei fi un om foarte îmbogățit. Deci Marile Cărți este un club care are întâlniri lumea. Practic ai acces la un univers compensatoriu, să spunem așa. Nu, un univers mai bogat, aș spune. Nu doar compensatoriu în sens terapeutic, e adevărat și asta. Dar un univers pur și simplu mai bogat. Mai bogat decât ceea ce îți oferă ție fluxul de știri, comentariul de duzină de la radio, glumița
vulgară pe care ți-o spune un coleg de bancă? Nu. Când ești în prezența lui Kierkegaard, când ești în prezența lui Kant, când ești în prezența lui Dante Alighieri, când recitești povestea de iubire între Dante și Beatrice, să spunem, capeți, pur și simplu, sufletește vorbind, o altă greutate. Gândurile tale se încarcă pur și simplu altfel, aștern pe hârtie alte sentimente, alte gânduri. Deci este fantastic ce se întâmplă la întâlnirea cu Marile Cărți. Noi am programat așa, lunea, pentru cei pasionați de filozofie și teologie, întâlnirea din programul Noica, marțea oferim copiilor lecții de dicție și vocabular prin introducerea lor în imaginarul narrativ al Marilor Cărți pentru cei mici, C.S. Lewis și nu numai. Miercuri avem întâlniri mai populare pentru un public foarte larg care citește și literatură română și Victor Hugo și, de ce nu, spuneam, autori antici și Platon și Aristotel. În curând o să facem Dostoevski, pentru că sunt 200 de ani de la nașterea lui Dostoevski. O să citim Crimă și pedeapsă, vom reveni la frații Karamazov. Adică marțea e pentru copii și miercurea e pentru adulții pasionați de literatură în sens larg. Și apoi joia, noi introducem, foarte interesant, oamenii care au făcut deja exercițiul ăsta intelectual, îi introducem în lumea muzicii clasice. Și facem cunoștință cu alte cărți care se numesc partituri și învățăm ce înseamnă, nu știu, o frază muzicală la Bach, ce înseamnă o simfonie la Beethoven. Știi, te-ai gândit că, Vlad, te-ai gândit că viața ta e o simfonie? Vreodată te-ai gândit? Uneori da. Și că tu trebuie să-ți faci intrarea în scena vieții, așa cum își face intrarea orchestra pe care Beethoven a coagulat-o pentru a produce simfonia noua? Că trebuie să apari și să dispari, nu? Precum sistola și diastola, da? Trebuie să te exprimi la un moment dat și apoi trebuie să taci. La început e un murmur, apoi o explozie de personalitate. Acum tu ești mai timid, tu îmi pui mie întrebări. Dar peste 10 ani, dacă tu urmezi cursurile Marilor Cărți, tu o să fii în postura de a vorbi fără să citești, atenție, fără teleprompter. Noi aici avem o regulă. Vorbim tot timpul liber, da? Și eu o să fiu în postura de a te asculta. Dar pentru asta tu trebuie să parcurgi un drum, un canon. Și mă bucur că te-am cunoscut, Vlad. Un drum inițiatic. Da, vezi, uite, Pitagora, acest mare geniu al matematicii grecești, spunea că în școala lui orice discipol trebuie să tacă timp de 5 ani de zile. Este o erezie să spui asta. Adică e de neacceptat. Cum adică? Să tac? Eu? Păi da, am atâtea păreri. Eu i-aș spune unui tânăr, ține-le pentru tine. Dar nu ca să jignesc, ci ca să-l imit la acest proces al decantării. Știi, mustul e bunicel la gust, dar nu are consistență. Și fermentează chiar în tine când îl bei, îți poate produce o stare de disconfort. Un vin decantat, un vin îmbătrânit, are o altă calitate, are o altă strălucire. Și chiar are proprietăți nutritive foarte, foarte benefice. Trebuie să înveți uneori să lași timpul să treacă peste gândurile tale. Și ce ajungi la înțelepciune. Da, ai vorbit tu foarte frumos despre toate beneficiile pe care ni le oferă marile cărți, marile lecturi, marii autori. Dar cum putem face fiecare dintre noi pentru a încuraja lectura? Pentru că o statistică, de exemplu, a celor de la Eurostat, pe care mi-ai dat-o chiar tu, spune că 70% dintre oameni nu au citit nicio carte în ultimul an. Dintre români. Cum se poate scade procentul ăsta? Putem scădea acest procent și să ne apropiem de finlandezi. În Finlanda, 75% din finlandezi au cumpărat o carte și au citit o carte în ultimul an. La noi e procesul invers. La noi e procentul invers. La noi nu au cumpărat o carte. E foarte simplu. Prin exact lecția pe care am transmis-o în această zi, începe cu tine însuți. Fii tu un pol de efervescență și emulație. Fă-i tu pe cei 5 oameni semnificativi din jurul tău, ca acum, de Paști, în aceste zile, cu câteva ore, să zicem, nu? Înainte de Marea Sărbătoare Pascală, fă-i tu pe acei 5 oameni care contează în viața ta să deschidă o carte. Nu te costă absolut nimic. Te costă doar să deschizi o gură și să pui la inima lor, acestor prieteni ai tăi, gândul că merită să știe cine a fost
nu știu, Raskolnikov, cine a fost Alyosha, Karamazov, cine a fost părintele Zosima, cine a fost Valeriu Gafencu. Dacă reușești să faci asta și creezi micro-universuri de bibliofilie și dragoste pentru bine, adevăr și frumos, eu zic că deja ți-ai făcut treaba. Când vei ajunge ministru culturii, o să vorbim și de politicile culturale pe care ar trebui să le avem în țara asta ca să punem mâna pe carte mai des. Dar pentru că nu ești nici tu, nu sunt nici eu ministru culturii, hai să vorbim despre ce putem face noi. Uite, eu am reușit să fac ceva extraordinar, să aduc câteva sute de oameni în jurul ideii de carte în câteva luni, în doar două luni. Marilecărți.ro este locul unde pot toți cei care simt că nu știu cu ce să înceapă, nu știu de unde să apuce subiectul ăsta, nu știu care ar fi cartea cea mai importantă pentru vârsta de 17 ani, nu știu care e cartea care merită citită până la 30 de ani. Pentru toți aceștia noi avem o ofertă de nerefuzat, mentoratul. Pentru că România suferă nu neapărat din lipsă de bani, mai sunt bani în România, ci din lipsă de direcție și de mentori capabil să se jertfească pentru ca o generație tânără să aibă în sfârșit parte de o busolă în viață. Mm-hmm. Cu două aspecte te mai rețin. Te-aș ruga să-mi faci așa, ce-ți vine în minte acum pe moment, un top al primelor trei idei din cele mai bune cărți pe care le-ai citit și te-au marcat într-un fel anume. Păi frații Karamazov spune că omul este o ființă complexă, un gem de contradicții, asta e ideea principală, și tu și eu, până ajungem să ne distilăm ca vinul cel bun, până ajungem la claritatea aceea interioară, noi suntem un ghem de contradicții. Azi vreau ceva, mâine altceva. Procesul de unificare a ființei umane este un proces dificil, care presupune rostirea adevărului. Da? Primul enunț. Tu ești ca om un ghem de contradicții, un amestec de bine și rău, de întuneric și lumină, și izbăvirea ta de această contradicție perpetuă, o a doua idee pe care am găsit-o la Solzhenitsyn, de pildă, în arhipelagul Gulag, este rostește adevărul. Izbăvirea ta vine din rostirea, din capacitatea de rostire a adevărului, fără perdea. Când începi să spui adevărul despre tine și despre ceilalți, atunci capeți o claritate pe care nu o aveai înainte. A treia idee pe care aș reține-o, fiindcă suntem într-un context spiritual, este că iubirea e mai tare decât moartea. Iubirea, în marile povești de dragoste, are capacitatea asta de a privi moartea ca pe un fapt divers. Marii îndrăgostiți trăiesc o pregustare a veșniciei. Și găsim asta în Divina Comedie, găsim tema aceasta în Cântarea Cântărilor din Biblie, găsim tema aceasta, de ce nu, chiar și în Fârstele Iubirii de Mihai Neamțu. Așa că, dacă mă ierți pentru această autoreferențialitate, am să spun că mi se par trei idei suficiente pentru a te apuca să intri și tu în conversația cu marile spirite, cu marile cărți. Foarte fain. Și ultima întrebare este una pe care o adresez tuturor invitaților. E așa, un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea. Să iubești. Iubește și fă ce vrei. Iubește și fă ce vrei, ca să cităm un alt clasic, Augustin, un personaj fabulos născut în nordul Africii și care a cucerit apoi prin geniul său oratoric și prin sinceritatea mărturiilor sale, prin sinceritatea confesiunilor sale, Augustin a reușit să cucerească întreaga Italie și apoi întreaga lume occidentală. Uh-huh. Mihail, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea ta și că mi-ai dat prilejul să discut cu tine. Recunosc că te-am cunoscut prima oară când ai avut un interviu cu domnul Becali, pe care l-am urmărit. A fost în urmă cu ceva ani, nu mai rețin exact când, dar atunci te-am descoperit prima dată și de atunci te urmăresc și iată că am avut eu ocazia acum să te intervievez. Apreciez tare mult. Succes în demersul tău. Am văzut că ai oameni de calitate mereu invitați. Tocmai asta încerc și eu să fac, în speranța că mai este public pentru așa ceva, cum spuneai și tu. Încerc să aduc oameni care spun lucruri diferite și care fac lucruri diferite până la urmă, pentru că
dincolo de TikTok și Instagram, cred că mai sunt și alte resurse care merită să fie descoperite. Hai să creștem împreună România deșteaptă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere! Vlad, mă retrag pentru că e târziu. Doar confirmă după aceea că ai totul înregistrat și totul e ok, da? Mm-hmm. Da, o să public chiar de Paște. Aveam altceva programat, dar cred că așa de bine, da? Un interviu mai spiritual, o să-l public chiar de Paște. Adică săptămâna care vine. Te salut cu drag! Mulțumesc tare mult! La revedere, pa! La revedere!